Bun găsit! Urmăriți o nouă ediție a celor mai importante știri ale săptămânii la Antena 3 Vâlcea. Comuna Roiești se află printre localitățile care colaborează cu firma Braicata în ceea ce privește colectarea în sistem selectiv a deșeurilor. La sfârșitul acestei săptămâni, în localitatea Roiești, s-a desfășurat prima campanie de strângere a deșeurilor electrice și electronice. Ne aflăm pe raza localității Roiești, unde ne desfășurăm campania de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, cu sprijinul asociației Respo. Această colectare se face pentru conștientizarea populației, deoarece aceste deșeuri conțin substanțe toxice care au un impact negativ asupra mediului și astfel, prin colectarea lor, reducem impactul pe care acestea îl au asupra mediului. Pe această cale dorim să le mulțumim celor de la Asociația Respo pentru colaborare și, nu în ultimul rând, domnilor primari, pentru că ne-au sprijinit în această desfășurare a campaniilor. Vă mulțumim! Firma Braicata vine de două ori pe lună pentru a ridica deșeurile menajere, iar lunea, în fiecare lune, vine și ridică peturile și sticlă, cartoane, doze de aluminiu sau de tablă. E o firmă serioasă din punctul meu de vedere, colaborăm foarte bine, trimite oameni așa cum avem programul dimineața, seara, îi trimitem cu dumneavoastră în teritoriu și îi ajută dacă e nevoie și unde e nevoie. Deci e o firmă, cu alte cuvinte, serioasă, iar noi, ca și comunitatea locală, sperăm să menținem ordinea și curățenia astăzi la nivel de comună. Drăghici Gheorghe, primarul localității Roiești, împreună cu responsabilii de mediu ai primăriei și reprezentanții firmei Braicata, au întreprins acțiuni de informare a cetățenilor cu privire la necesitatea și importanța colectării deșeurilor în sistem selectiv. Am avut niște deșeuri electrice prin gospodărie, ne-am gândit să le dăm, să nu le aruncăm aiurea și le-am adunat și le-am dat. Ce părere aveți de această acțiune pe care o face firma Braicata? Cred că e foarte bună, pentru că nu se mai aruncă deșeurile în apă. Așa, peste tot, numai deșeuri. E un lucru foarte bun. Și noi, la nivel de comună, am pus afișe în toate sate, am murit cu oamenii, avem două fete care merg la încasă pentru alimentarea cu apă și pentru gunoaie. Și i-a anunțat verbal pe oameni, așa, din casă în casă, pentru a și strânge de aceste deșeuri electrice pentru a nu-i încurca pe aceea și nici să nu le arunce pe marginea apelor. Cu ocazia asta sperăm să facem un lucru bun și să fie și un fel de, cum zic eu, de educare a tuturor oamenilor să înțeleagă că asta se reciclează și nu se aruncă la voia întâmplării, mai ales că unde sunt televizoare, unde sunt calculatoare, unde care au și sticlă și geam, poate să afecteze foarte serios anumite persoane care circulă pe acolo, pe zonele respective. Chiar dacă mai există cetățeni care încă nu au înțeles că plasticul, care se descompune în sute de ani, iar deșeurile electrice și electronice conțin elemente grele, otrăvesc pământul și apele, punând în pericol viața oamenilor și animalelor, majoritatea locuitorilor din Roiești selectează deșeurile și le depun la centrele de colectare. Din semnalele care le am, sunt mulțumiți oamenii. Le-am, bineînțeles, le-am dat pubele, le-am... Astăzi mi-am mai cerut două persoane, că mai am în stoc încă ceva pubele, să le trimit și la acești oameni. Și pe măsură ce îmi solicită, ne dăm pubele. Mai sunt și recipienți, că mai sunt oameni și de o parte și de alta, știți cum sunt oameni, dar una peste alta, peste 95%, oamenii au înțeles că asta e menirea noastră, să ținem curățenie, să avem aer curat. Firma Braicata, cu sprijinul asociației Spero, a desfășurat campanii de colectare a deșeurilor electrice și electronice în 6 localități. În cadrul campaniei Informează-te, lucrează legal și cunoaște-ți drepturile pentru a fi protejat, Inspectoratul Teritorial de Muncă a început distribuirea materialelor informative privind munca în străinătate, mai ales în spațiul Uniunii Europene. Inspectoratul dorește să se asigure că toți cei care vor să presteze muncă în străinătate își cunosc drepturile și sunt informați asupra cui să se adreseze dacă apar probleme. Astfel, se pot evita abuzurile asupra lucrătorilor români. Autoritățile atrag atenția să fie verificată legalitatea celor care oferă locuri de muncă în afara țării. Agenții se regăsesc înregistrați pe site-ul ITM. Obligatoriu, niciun lucrător, dacă nu este sigur, nu trebuie să facă niciun pas decât cu angajatori, cu acești agenți de plasare,
care se găsesc pe site-urile ITM-ul sau ale Inspecției Muncii. Nu orice persoană poate să facă aceste activități de mediere, în sensul că se găsește persoana X, lasă că știu eu o firmă în Germania și facem și dregem. Nu! Dacă doriți un loc de muncă în străinătate, nu acceptați să dați sume de bani în avans. Toată lumea știe că se percepeau comisioane la plecare. O să punem accent pe acest lucru și realitatea este și legalitatea să nu ofere niciun fel de comisiune, indiferent ce li se spune. Este necesară și verificarea existenței angajatorului din străinătate. De asemenea, consultați-vă și cu un jurist dacă nu vă sunt clare anumite aspecte ale contractului. Să verifice cu atenție oferta locului de muncă, să citească cu atenție clauzele contractului de muncă sau de mediere, să verifice adresa și existența angajatorului străin pentru care a optat. Să nu accepte să plece la muncă în străinătate fără un contract de muncă semnat înainte de plecarea din România. Să citească cu atenție prevederile contractului în cazul în care există aspecte neclare, să solicite sprijinul unui jurist, să nu semneze ceea ce nu înțeleg. Reprezentanții ITM atrag atenția și asupra capcanelor. De multe ori apar propuneri de a pleca cu acte false sau de a declara un alt motiv al călătoriei la vamă. Există cazuri când celor plecați li se solicită lăsarea actelor de identitate la persoana care îi trimite la muncă. Vă dați seama ce capcane și ce curse aș putea să mă exprim odată lucrătorul ce este acolo fără niciun sprijin, fără să cunoască pe nimeni, nu mai are nici acte de identitate. Des apar și situații în care cei ajunși în străinătate nu reușesc să se mai întoarcă în țară din lipsă de bani sau sunt ținuți împotriva voinței lor. Dacă vă regăsiți într-o situație de abuz, este recomandat să apelați de urgență la autoritățile locale sau la ambasada României din țara respectivă. Să încerce să plece de la locul unde este ținut fără voie, să ia legătura cu poliția sau cu ambasada sau cu consulatul României din țara respectivă sau prin orice cale și orice formă cu autoritățile din zona respectivă pentru a informa și în felul acesta pentru a putea să evite toate situațiile neplăcute ce ar decurge prin a fi menținut, să zic așa, cu forța și obligat să desfășoare activitate de asemenea în condiții inumane. Tot în această perioadă, atenția este și către cei care lucrează în țară. Inspectoratul Teritorial de Muncă continuă controalele la angajatori pentru a se asigura că sunt menținute condițiile de lucru în siguranță în privința prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2. Doresc să informez opinia publică și angajatorii în mod deosebit din județul Vâlcea că trebuie să ia toate măsurile de preîntâmpinare a răspândirii virusului și recomandăm și facem vizite la angajatori pentru a verifica aceste lucruri. Astfel, angajatorii trebuie să pună în aplicare fie decalaj al programului de lucru, iar unde este posibil, chiar lucrul de acasă. Toate acestea sunt benefice nu doar angajaților, dar și angajatorilor pentru a preveni situația în care nu au personal cu care să își desfășoare activitatea din motive de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. Locuitorii din satul Mosoroasa, Băile Olănești, sunt disperați că drumul de acces pe care trebuie să circule este dezastruos. În zilele ploioase, strada devine impracticabilă din cauza noroiului. Copiii și bătrânii se chinuie cu acest drum și cer cu disperare amenajarea acestuia pentru a putea circula în condiții normale. Locuitorii sunt sătui de promisiunile primarului. Vă aflați în Mosoroasa. De 6 ani primarul ne minte că ne face drumurile, ne chinuim copiii să-i ducem la școală, nu ne bagă în seamă. Și vedeți, asta e strada principală. Noi mergem cu cizme de cauciuc. Părinții trec zilnic prin calvarul de a-și duce copiii la școală pe un drum plin de mocirlă de ani de zile. Aceștia sunt nevoiți să își care în spate copiii pentru a nu-i trimite la școală plin de noroi. De 4 ani, care o urc în spinare, o cobor în spinare. Când nu pot să o duc în spinare, o încalț în cizme de cauciuc și așa o duc la stație, o descalț, îmi iau cizmele în pungă, le aduc acasă, la care pe ea o încalț în alidaș ca să fie în rândul lumii. E imposibil așa ceva.
Iar noi umblăm, uitați-ne cum ne vedeți toată ziua, de dimineața până seara. Nu poți să umbli într-o pereche de papuci, nu poți să umbli într-o pereche de pantofi, că te faci, scuzați-mă de expresie, mă rău ca porcul. Nici cu mașina nu este o soluție. Accesul este aproape imposibil, chiar și cu mașini de teren. Și toate este așa cum a spus și doamnele. Nu avem drum, nu avem nimic. Avem mașini care nu putem să le venim cu ele acasă, deci trebuie să le lăsăm pe lângă tufe, pe sus, pe deală, de zgârie. Deci din cauza asta, din cauza drumului. Am mașină 4x4, nu pot să o folosesc, o țin la 2 km de casă, prin curte, pe la oameni. De 6 ani se tot zbat cu cereri la primărie pentru a rezolva această situație, spun aceștia. Se pare însă că doleanțele lor sunt ignorate complet. De 6 ani mă duc an de an la prefect. Primesc scrisori că drumul e practicabil pietonal. Deci copilul meu poate să meargă cu picioarele. Eu aș vrea pe cineva din primărie să vină să pietonească pe drumul ăsta. Deci chiar mi-aș dori asta, dar așa în papucei, nu cu cizmele de cauciuc. Drumul este într-o situație deplorabilă, iar fără echipament adecvat nu se poate circula pe el. Rămâne de văzut ce soluții vor găsi cei responsabili pentru ca locuitorii din satul Mosoroasa să nu se mai confrunte zilnic cu aceste greutăți. Săptămâna trecută a fost luată în dezbatere în Senat de către Comisiile de Agricultură și Economie o inițiativă a deputatului liberal Cristian Buican, parlamentar de Vâlcea, care dorește eliminarea practicilor neloiale între întreprinderi în asigurarea lanțului de aprovizionare cu produse agricole și alimentare perisabile. Toți furnizorii, cumpărătorii și consumatorii sunt interesați de această directivă a practicilor comerciale neloiale, care își propune să pună pe picior de egalitate în relația contractuală micul producător sau procesator și comerciantul dominant. Este vorba despre transpunerea în legislația românească a unei directive a Comisiei Europene și a Parlamentului European. E vorba de directiva 633 din 2019, care încearcă să introducă în piață producătorii mici din statele membre care sunt dezavantajați în procesul de negociere atunci când doresc să-și vândă produsele în marile lanțuri de supermarketuri și hipermarketuri. Parlamentarul Cristian Buican, inițiatorul proiectului, susține în expunerea de motive că vrea să transpună prevederile unei directive europene care protejează producătorii români în relația cu marii retaileri care nu sunt din România. Trebuie să eliminăm taxa de raft. Trebuie să eliminăm toate taxele impuse de supermarketuri și hipermarketuri producătorilor din România, taxe care nu au nicio legătură cu vânzarea de către aceștia a produselor lor către marile lanțuri de comerț din România. Pentru evitarea apariției unor practici comerciale neloiale, se interzice cumpărătorului să practice scheme de formare a prețului afișat la raft, diferențiat pentru produse agroalimentare similare, indiferent de proveniență și sau furnizor. Se arată în proiectul de lege pentru care penelistul Cristian Buican a solicitat procedură de urgență. Această lege trebuie să intre în vigoare anul acesta, cel târziu în luna mai, altfel România riscă să intre în procedura de infringement. Ministrul Agriculturii Adrian Oros a anunțat că face demersuri în Parlament pentru ca proiectul de lege al colegului de partid Cristian Buican să fie implementat până la începutul lunii iunie. Prin transpunerea cât mai corectă a acestei directive, putem să ajutăm producătorii și procesatorii români să ajungă în condiții echitabile pe rafturile marilor retaileri, a mai spus ministrul. În zilele de 29 și 30 martie au avut loc simulările examenului național pentru elevii de clasa a 8-a, prima probă fiind la limba și literatura română, iar cea de-a doua la matematică. În județul Vâlcea au fost 100 de centre în care s-au susținut aceste simulări. Notele elevilor la simulările de evaluare națională nu se vor trece în catalog decât prin excepție la solicitarea scrisă a elevului, așa cum prevede ordinul de ministru publicat în Monitorul Oficial. La proba de limba și literatura română și astăzi la proba de matematică. Simularea examenului de evaluare națională în județul Vâlcea s-a desfășurat fără evenimente, cu o prezență bună.
Pentru început vreau să vă spun că conform legislației, reglementărilor în vigoare, am organizat centre de examen în toate unitățile de învățământ unde există elevi de clasa 8-a, astfel că s-au constituit 100 de centre de examen pe 112 locații, ținând cont că acolo unde au existat elevi pe structuri, elevii au susținut examenul în locația lor, în școala în care învață. La nivelul județului Vâlcea, prezența elevilor la aceste simulări a fost una foarte mare. Doar câțiva absenți au fost înregistrați. La proba de limba română au fost dintr-un număr de 2479 de elevi, au fost prezenți 2229. Da, deci am avut o prezență de 89,90 și ceva la sută în decursul zilei de ieri, un număr de 257 de absenți, iar astăzi, la proba de matematică, se pare că avem cu un absent mai mult. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a ajuns la o înțelegere cu Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu pentru ca elevii din anii terminali, clasele a 8-a și a 12-a, să vină în continuare la școală în format fizic, iar între vacanța de Paștele Catolic și vacanța de Paște Ortodox, elevii din clasele terminale vor face ore online din cauza agravării situației pandemice. Examenele se vor desfășura conform calendarului inițial. Astăzi a apărut ordinul de ministru, prin care se revizuiește structura anului școlar, din care reiese clar că nu sunt amânate datele nici pentru examenul de evaluare națională, nici pentru examenul de bacalaureat. Eu cred că o să mă descurc și în vară. Nu s-au părut foarte grele simulările. Mi s-au părut chiar ușoare. Mai ales la matematică, mă așteptam să fie mult mai greu. În rest, e ok. În data de 22 iunie se va susține prima probă a examenului național, iar în data de 24 iunie proba la matematică, urmând ca pe 29 iunie elevii de clasa 8-a să primească rezultatele înaintea contestațiilor, iar pe 4 iulie să li se afișeze cele finale. Luni 29 martie, în jurul orei 18, oamenii au început să se strângă în fața prefecturii din Râmnicu-Vâlcea pentru un protest anti-restricții COVID-19. Protestul a fost declanșat ca urmare a restricțiilor impuse legate de ora de liberă circulație și a orelor de funcționare a magazinelor și restaurantelor. Oamenii au invocat că le sunt îngrădite drepturile, dar și faptul că se dorește distrugerea sectorului Horeca, considerat de aceștia singurul sector încă autentic românesc. Mulți dintre protestatari nu purtau mască, iar cei care o aveau o țineau doar pentru a evita amenzi. Nimeni nu a ținut cont de distanțarea fizică. Practic creează o aglomerație, nu are nicio logică această măsură. Se vede clar că aceasta nu e o măsură sanitară. Deci nu are cum să fie o măsură sanitară o asemenea măsură. De asemenea am venit să sprijinim pe cei din Horeca, pentru că este singurul sector care a mai rămas românesc, sector de activitate economică care a mai rămas românesc și se încearcă și distrugerea fără niciun fel de logică. Oamenii sunt foarte supărați pe actualul guvern, despre care cred că își bate joc de populație. Nu este normal ca la vineri, sâmbătă și duminică noi să intrăm în casă de la ora 8, când deja acum vine vara, deja acum vin căldurile mult mai mari și n-ai cum să stai în casă. Să fim de acord toți românii și să reducă restricțiile acestea la o restricție cât mai lejeră pentru fiecare cetățean român. Am 2 luni de când am venit și așa ceva nu mi-a văzut ochii de că sunt în România așa ceva. Mi-e rușine să spun că sunt român de un guvern hoț care toată lumea e pe furate. Dorm în Parlament mai rău ca acasă. Nici acasă nu dorm ce au făcut casa lor în Parlament. Nu stați să-și bată joc oamenii de voi! Stând în casă, așa își bat oamenii joc de noi. Adică cum? Guvernanții care ne conduc acum, de exemplu Câțu, care e de la Vâlcea și care își bate joc la ora actuală de noi, Arafat dă niște ordine mai nou, îl conduce, dă niște legi care mai mult este condus. Iar noi nu putem să stăm câteva ore aici? Câteva ore? Este un fapt. Sunt pentru copii și pentru memoria străbunilor mei. În fața prefecturii s-au scandat continuu lozinci împotriva premierului Câțu, a guvernului și a lui Raed Arafat. Au fost exprimate și nemulțumiri față de restricțiile legate de mersul la biserică. Câțule, nu uita! Vâlcea asta nu te vrea! Idee
Libertate! Libertate! Țin în casă, în niciun caz. Nu să mi interzici tu mie, bă, să nu fac Paștele. Că mie mi-a murit copilul de 3 ani. Cum să mi interzici, bă, tu mie, să mă duc la biserică? Printre protestatari s-au aflat și cei implicați în organizarea de evenimente sportive, un alt sector afectat de măsurile aplicate. Mă aflu aici ca să protestez, pentru că sportul este închis de aproape un an de zile, de fapt un an de zile. Eu fiind organizator de competiții sportive, mă afectează foarte mult. În jurul orei 19 și 30 de minute, protestatarii au plecat la pas prin oraș pentru a scanda și a invita și alți doritori să li se alăture. Dacă la începutul serii se strânseseră în jur de 60 de persoane la protest, până seara la ora 10 se regăseau aproape 1000 de persoane în centrul orașului. Cu noaptea deja instaurată, protestatarii au revenit în fața prefecturii, unde au fost arse mai multe măști în semn de dispreț față de impunerea purtării acestora. Protestele de aseară au început timid, cu puțini oameni, dar s-au terminat în forță. Jandarmeria Vâlcea a anunțat printr-un comunicat de presă că a mobilizat mai multe forțe pentru protestul antirestricții, care s-a încheiat la ora 22, fără evenimente majore. În prezent, Râmnicu Vâlcea înregistrează o incidență privind infectarea cu COVID-19 de 5 cazuri la 1000 de locuitori. La data de 29 martie, polițiștii au reținut 3 tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, bănuiți că în cursul nopții ar fi deposedat de bunuri, prin violență, un bărbat de 43 de ani, în timp ce acesta livra mâncare la o adresă din municipiu. În timp ce persoana agresată, angajată al unei firme de catering, livra la momentul respectiv o comandă, a fost deposedată de alimentele pe care le deținea de către 3 tineri care l-au amenințat cu un cuțit. Persoanele bănuite au fost identificate în scurt timp de polițiști, asupra acestora fiind găsite și bunurile reclamate. Cei reținuți urmează să fie prezentați magistraților cu propunere procedurală. Imediat după alegerile parlamentare, la finalul anului trecut, mai mulți primari vâlceni, membri ai ADIAPA, au fost notificați de către Guvernul României că sunt eliminați din proiect, nemai având dreptul de conectare la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare. Unul dintre primarii care era nerăbdător să înceapă investiția, astfel încât oamenii să aibă apă la robinet, este și Nicolae Concioiu, primarul din Gușoeni, localitate care a fost eliminată din proiect. Din punctul nostru de vedere, inexplicabil ce s-a întâmplat. Și consider că nici argumente nu sunt în decizia Asociației de Dezvoltare ADIAPA Vâlcea de a ne exclude din acest proiect din care noi facem parte de la începutul apariției acestui program operațional de infrastructură mare. Din anul 2014, de când președintele Consiliului Județean era domnul Ion Câlea, Comuna Gușoeni a avut repartizate sume de bani din cadrul acestui program de finanțare pentru înființarea sistemului de apă și sistemului de canalizare în localitatea Gușoeni. De atunci au pornit toate procedurile și noi ne-am conformat și am emis toate hotărârile de Consiliul Local în ceea ce privește intrarea în acest proiect și conformarea conform reglementărilor din ghidul de finanțare. Până în septembrie 2020, toate erau așa cum au fost la început. Comuna Gușoeni face parte din acest program, din acest proiect pe județul Vâlcea. Suntem fondatorii acestui proiect și era normal să rămânem în cadrul acestuia. Dar se pare că oameni, și aici vorbesc ca persoane interesate în altă, nu în a dezvolta județul, ci în alte feluri de interese, pot să le numesc chiar personale, iau decizii pentru comunități ca și cum este comunitatea Gușoeni. Nu putem accepta ca acești oameni să decidă în numele nostru. Noi am decis când am pornit la drum și am rămas consecvent acestui proiect. Nu se poate să fim excluși și nu acceptăm lucrul acesta. Primarul este acum decis să se adreseze DNA și OLAF pentru excluderea localității Gușoeni din acest proiect. Cu siguranță studiem foarte bine toată procedura care s-a derulat în acești ani. În acești ani au existat nenumărate întâlniri la ședințele de la ADIAPA Vâlcea. Ne-au obligat să devenim membri acționari ai APAVIL. Plătim taxă de acționariat în APAVIL. Plătim cotizație la ADIAPA Vâlcea pentru faptul ca să promovăm în cadrul acestui proiect aceste investiții. Dar
Se pare că tot ce am făcut noi până acum n-a contat pentru unele persoane care au luat decizii în numele nostru. Și nu o să acceptăm. Am luat legătura cu juriști, cu avocați și o să intentăm în instanțele de contencios acțiuni și nu ne oprim aici. Constat pe zi ce trece că de fapt sunt oameni implicați și atunci decizia va fi mult mai dură. Vom face plângeri la OLAF și la DNA, chiar personale unor persoane care le considerăm că sunt vinovate de acest lucru. Liceul Constantin Brâncoveanu din Horezu anunță lansarea proiectului Educate Youth, finanțat prin programul Erasmus+, parteneriate strategice pentru tineret. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 2 ani, între 1 martie 2021 și 28 februarie 2023, și își propune o cooperare intensă la nivel intersectorial, tineret și educație, pentru a stimula gândirea critică și prezentarea informațiilor corecte în rândul tinerilor cu vârste între 14 și 20 de ani din România, Italia și Turcia. Proiectul a demarat deja începând cu 1 martie. Până la mijlocul lunii aprilie suntem în perioada de management a echipei de proiect și vom avea în perioada 10-11 aprilie o întâlnire cu toți cei 4 parteneri, adică Asociația de Tineret pentru Dezvoltare Durabilă, cea care a și scris proiectul și are managementul proiectului, Liceul Constantin Brâncoveanu, o instituție, o asociație din Italia, de undeva de pe lângă Bari, se numește Beyond the Border, și o asociație din Belen, Turcia. O instituție regională care ar fi cumva echivalentul Inspectoratului Școlar Județean. Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea gândirii critice și informare corectă în rândul tinerilor între 14 și 20 de ani. Primul avantaj pe care îl vedem în zilele noastre, acum, în ceea ce trăim, este faptul că tinerii vor fi implicați în proiect, cei 300 de tineri care sunt vizați ca grup țintă, vor ști să-și aleagă informațiile în mod corect, să nu se lase manipulat de agenda media, și să știe să-și formeze corect o opinie în funcție de care apoi să poată să-și exprime spiritul civic. Scopul este acela de a dezvolta gândirea critică în rândul tinerilor. Proiectul se desfășoară sub managementul Asociației Tinerilor pentru Dezvoltare Durabilă. În localitatea Căzănești din județul Vâlcea locuiesc peste 20 de familii. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că nu au primit nici până astăzi actele de proprietate ale caselor în care trăiesc. Aceștia susțin că de ani de zile au încercat să obțină acest drept, însă în zadar mereu au fost amânați, deși li s-a promis de către autorități că această problemă se va rezolva. În lipsa actelor, locuitorii din Căzănești nu pot modifica nimic la casele lor și nu le pot lăsa moștenire copiilor. Totodată, localnicii plătesc impozit pe case din alt cartier, dintre care unele nici nu mai există. Suntem veniți aici de 10 ani, de 11 ani, ni s-a promis atunci că ni se fac acte, nu s-a mai ajuns nici în ziua de astăzi. Cei care au fost despăgubiți cu banii, că așa au fost două înțelegeri, unii au vrut bani, unii au vrut case. Ei au devenit proprietari într-o săptămână, două, că și-au luat apartamente, și-au luat case, noi nu suntem proprietari nici acum. Deci devine statul că nu ne face case, astea actele. Restul. Au început să cadă garduri, mai repede porțile, care fiecare și le-a făcut pe răspunderea lui că noi nu avem voie să modificăm arhitectura, nu avem voie să construim în curte, nu avem posibilități să asigurăm locuințele, că beneficiarul asigurării e statul. Titularul de rol a decedat în ianuarie. Eu nu pot să-i fac un buletin la fetița mea, nu pot să-mi fac eu un buletin, nu pot să-mi trec contractele de la lumină, gaz pe numele meu, că acum eu le plătesc de 3-4 luni de zile. Na, vi se pare corect? Am încercat să-i dăm o judecată. Am contactat o firmă de avocatură. Firma de avocatură a făcut înștiințări. Toți decidenții, deci convers Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, a trecut 30 zile, n-a primit nimeni niciun răspuns. De la prefectură am fost de nenumărate ori și de acolo ne-au trimis la primăria Ognele Mari pentru că aparținem de ei ca și proprietăți. În momentul în care ne ducem la ei, ei au spus că nu dețin de ei, țin de cei care ne-au făcut proprietățile. Cei de la proprietăți spun că suntem în custodia ministerului
economiei și fiind comerțului sau cum se mai numesc acum, că s-au împărțit în două. Oamenii speră ca această problemă să se rezolve. În caz contrar, vor continua acțiunile în instanță. Din păcate, procesele sunt costisitoare, așa că ultima rămâne tot speranța că într-o bună zi li se va face dreptate. Nu e ședință de Consiliu Local la Râmnicu-Vâlcea fără scânteile cu care ne-am obișnuit. Deja, miercuri 31 martie, Consiliul Local s-a întrunit la Filarmonica Ion Dumitrescu pentru a dezbate și a vota proiectele de pe ordinea de zi. Însă, așa cum ne-a obișnuit de luni bune, aleșii prezenți la ședință au continuat contrele și dezbaterile aprinse. Încă de la primele puncte s-au încins discuțiile în momentul în care cel mai proaspăt consilier PNL a afirmat că membrii tineri ai Consiliului Local sunt desconsiderați de către cei cu mai multă experiență. Atitudinea foștilor consilieri cu vechime în Consiliul Local față de noi consilieri, care ne desconsideră și au impresia că noi nu ne dorim decât să punem piedici, când tot ce ne dorim este să îndreptăm unele greșeli făcute de vechile administrații, este deplorabilă și condamnabilă. Mulțumesc. Domnul primar, vă rog. Domnul consilier, aprecierile sau desconsiderarea le primiți în funcție de comportament. Deci dacă colegii vă desconsideră, înseamnă că asta meritați. Nu, dumneavoastră. Ulterior, primarul Mircea Gutău s-a revoltat când un proiect al unui dezvoltator vâlcean era în stadiul de a nu fi trecut doar cu voturile alianței PSD-PER, dar a fost declarat că aprobat după ce a apărut un al 12-lea vot de la Grig Crăciunescu. Ce a urmat e demn de un sitcom. Aveți obligația să-mi dați cuvântul, ori de câte ori. Prevede regulamentul. Poftiți. Deci a fost 11 în sală, domnul a fost afară și cu dumneavoastră 12. 10 în sală și dumneavoastră 11. Asta e corectudea. Vă rog, dotați acolo. Domnule președinte, l-am văzut târziu pe domnul Georgica Mihailescu că a intrat în sală. Nu l-am văzut. Domnul secretar, n-a fost în sală. Este consemnată înregistrarea, declarația dumneavoastră a numărat 11 voturi PSD plus PER, cu votul meu 12. Nu, n-a spus PSD plus PER, 11 voturi în total. 11 voturi și eu am spus în total. 12. Nu, lăsați tipurile astea ca să ieși. Proiectul de hotărâre, estimați colegi, este adoptat. Mulțumesc. Nici vorbă. Este adoptat. Nici vorbă. În cadrul ședinței au fost votate proiecte privind parcările, utilizarea sălilor de sport, utilități pentru cetățenii din dealul Malului. Deși alianța PNL-USR părea instabilă, la ultima ședință membrii au dovedit că sunt încă pe aceeași lungime de undă, votând la fel fiecare proiect. Spre finalul unei ședințe ce a durat puțin peste 4 ore, primarul Mircea Gutău a părut că e dispus să îngroape securea războiului. Acesta i-a invitat pe cei doi primari, Virgil Părvulescu și Andrei Gheorghiu, la o discuție în privința celor care doresc să investească în orașul Râmnicu-Vâlcea. Domnul președinte, dacă îmi permite, domnul președinte, e o oboseală mare, dacă îmi permiteți. Vă rog, domnul primar. Vă rog, ca primar, ca și coleg al vostru, îi rog pe cei doi viceprimari, mâine dimineața la 8:30, să veniți în birou la mine, să discutăm efectiv. Eu cred că este în interesul nostru și al PNR-ului și al USR-ului și al PSD-ului și al PER-ului ca să sprijinim capitalul privat. Și numai capitalul privat. Să discutăm efectiv care sunt punctele care ne separă, tocmai pentru a nu-i mai determina pe acești oameni să ne înjure pe stradă sau să plece undeva sau să... Și așa avem destul de puțini investitori. Va reuși Mircea Gutău să găsească o cale de a se înțelege cu toți consilierii pentru o colaborare benefică orașului Râmnicu-Vâlcea? Cetățenii și cei dornici să investească stau și privesc în continuare acest spectacol politic care nu pare să se termine prea curând. Polițiștii Direcției Generale Anticorupție au efectuat mai multe activități de procedură penală la delegarea și subcoordonarea procurorului specializat din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, care a dispus trimiterea în judecată în stare de arest la domiciliu a unui inculpat, persoană fără calitate specială, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de migranți. În același dosar penal cu alți doi inculpați, procurorul de caz a încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, tot pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți, acorduri prin care s-au propus pedepse cu închisoarea. Procurorul parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au dispus la data de 25 martie 2021 trimiterea în judecată a unui inculpat aflat în stare de arest la domiciliu pentru comiterea infracțiunii de trafic de migranți. În același dosar, procurorul de caz a încheiat două acorduri de recunoaștere a vinovăției cu alți doi inculpați cercetați sub control judiciar, tot pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți. Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că la data de 3 martie 2021, în scopul obținerii
unor sume de bani cuprinse între 150 și 1000 de euro migrant. Inculpatul trimis în judecată a îndrumat și coordonat pe ceilalți doi inculpați cu privire la locurile de unde urmau a fi preluați și predați cei doi cetățeni de origine irachiană, având statutul de tolerație pe teritoriul României, pentru a le asigura acestora trecerea frauduloasă a frontierei de stat. Inculpatul principal a fost depistat de polițiști pe raza municipiului Satu Mare, reținut pentru 24 de ore, iar ulterior plasat în arest la domiciliu pentru cercetări, în cauză prin acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate de procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea față de unul dintre inculpați originar din județul Vâlcea, a fost propusă instanței de judecată pedepsa de 2 ani închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere, iar față de celălalt inculpat din județul Sibiu s-a propus pedepsa de 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere. În ambele situații, inculpații au fost cercetați sub măsura controlului judiciar pentru comiterea infracțiunii de trafic de migranți. Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică ai Poliției orașului Călimănești, cu sprijinul specialiștilor din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea, au acționat la data de 31 martie pe raza orașului pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului pestei porcine africane. Polițiștii au depistat în trafic o autoutilitară condusă de un bărbat din comuna Drăgoiești, care transporta 22 de suine neidentificate, conform prevederilor legale în vigoare și fără documente justificative. Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică Poliției orașului Călimănești, cu sprijinul specialiștilor din cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea, au acționat la data de 31 martie în orașul Călimănești pentru prevenirea și combaterea virusului african al pestei porcine. Polițiștii au depistat în trafic o autoutilitară condusă de un bărbat din comuna Drăgoiești, care transporta 22 de suine neidentificate, conform prevederilor legale în vigoare și fără documente justificative. Specialiștii Direcției Sanitare Veterinare au dispus confiscarea porcilor, iar bărbatul în cauză a fost sancționat contravențional cu amenzi în valoare de 11.100 de lei. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și ai Secției 1 Poliție Rurală au pus în aplicare un mandat de executare față de un bărbat în vârstă de 40 de ani, cercetat pentru comiterea infracțiunii de continuitate la braconaj piscicol. În data de 31 martie, bărbatul din comuna Mihăiești a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate de 1 an și 3 luni pentru braconaj piscicol. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Secției 1 Poliție Rurală Râmnicu-Vâlcea au pus în aplicare un mandat de executare față de un bărbat de 40 de ani, cercetat pentru comiterea infracțiunii de continuitate la braconaj piscicol. La data de 31 martie acestui an, polițiștii au executat un mandat în Râmnicu-Vâlcea față de un bărbat din comuna Mihăiești, condamnat la o pedeapsă privativă de libertate de 1 an și 3 luni pentru braconaj piscicol. În fapt, acesta ar fi pescuit ilegal în perioada 2018-2020 în orașul Băile Govora, dar și în comuna Budești, folosind curentul electric. Bărbatul a fost încarcerat la un penitenciar din județul Argeș. În seara zilei de 31 martie, în jurul orei 22, un incendiu de vegetație a izbucnit pe strada Gimihescu din Râmnicu-Vâlcea. Un trecător a observat de la distanță o mare cantitate de fum, iar ulterior a sunat la 112, crezând inițial că fumul iese dintr-un bloc. Cauza probabilă a incendiului ar fi fost utilizarea focului fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor. În jurul orei 22, Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Maghiarul județului Vâlcea a fost solicitat pentru stingerea unui incendiu pe altia râului Olt, în zona Aneleurilor. S-a intervenit pentru stingere până la stingerea completă a incendiului. A ars vegetație specifică, păpuriș, pe circa 1,5 hectare. Cauza probabilă, utilizarea focului fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor. Vreau să reamintesc că nu se dă foc la vegetație uscată, mai ales în perioada în care bate vântul. Este o perioadă mai îndelungată care n-a plouat. Și de asemenea nu trebuie să se utilizeze focul pentru curățarea resturilor vegetale decât dacă este aprobare de la mediu. Țin să amintesc că amenda care poate fi dată de colegii de la mediu este de până la 50.000 de
lei, iar amenda care pot să o dea colegii mei dacă arderea vegetației se execută fără obținerea permisului de lucru cu focul este până la 2500 de lei. Din fericire, în urma evenimentului nu au existat victime. Având în vedere faptul că în perioada următoare temperaturile vor fi în creștere, se recomandă ca cetățenii să execute arderea vegetației sau resturilor vegetale numai după obținerea permisului de lucru cu focul. Arderea vegetației uscate se execută cu respectarea mai multor prevederi generale, cum ar fi condiții meteorologice fără vânt, desfășurarea arderii numai pe timp de zi și stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii. Campania umanitară Cutia cu zâmbete, lansată de Vocea Vâlcii și Fundația Orfeus din Râmnicu-Vâlcea, a ajuns la cea de-a șasea ediție. Cutia cu zâmbete e o campanie care vizează ajutorarea copiilor orfani, acelor proveniți din familii dezorganizate, foarte sărace, sau sprijinirea micuților cu probleme. Campania aceasta o derulăm în parteneria cu Inspectoratul Școlar Vâlcea și mulțumesc pe această cale doamnei Larisa Nițu, dar și doamnei Mihaela Andreianu, cu voi, colegii mei de la Antena 3 Vâlcea, cărora vă mulțumesc mult de tot pentru deschidere și pentru susținere. Cei care doresc să fie parte în această campanie pot dona o cutie cu multe zâmbete, cu multă dragoste, dar și cu lucruri de care acești copii speciali au nevoie. În această cutie se poate pune orice este neperisabil, orice ține de dulciuri, dar neperisabile, îmbrăcăminte nouă sau de cea mai bună calitate, cărți, caiete, penare, diverse lucruri despre care dumneavoastră considerați că ar fi bune și că i-ar ajuta pe acești copii minunați și speciali de la Copăcelu. Campania îi vizează anul acesta pe cei aproape 100 de copii de la Copăcelu și familiile lor, care fac eforturi uriașe pentru ca micuții să nu abandoneze școala. Pentru această campanie și pentru acești copii speciali vreau să strângem lucruri minunate și să-i facem fericiți. Pentru că despre asta este vorba. Îmi doresc tare mult ca acești copii să primească lucruri de care au cu adevărat nevoie. Pentru a ușura munca tuturor, cei care doresc să participe la această campanie sunt rugați ca pe cutie să noteze sexul și vârsta copilului căruia îi sunt destinate obiectele menite să aducă bucurie. 100 de copii de la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Băbeni vor primi cutiile. Doritorii pot contribui trimițând coletele cu cadouri sau cutiile la centrul de colectare din incinta Fundației Orfeus de pe strada Carol I, numerele 3-5, Centrală, Bloc Filipin. Colectarea se încheie vineri 26 aprilie 2021. Mai multe informații puteți afla apelând numărul de telefon 0745 268 444. În județul Vâlcea, 2883 de elevi ai claselor a 12-a, a 13-a, seral și frecvență redusă, au participat la simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, finalizată pe 31 martie prin comunicarea rezultatelor obținute. La prima probă de limba și literatura română, desfășurată în data de 22 martie, au participat 2315 candidați, iar procentul de promovare a fost de puțin peste 70%. Dintre aceștia, 5 elevi au obținut nota 10. La proba obligatorie a profilului, desfășurată în data de 23 martie, au participat 2256 de candidați, procentul de promovare fiind de numai 49,20%. Dintre aceștia, 14 elevi au obținut nota 10, 9 candidați la matematică, iar 5 la istorie. Proba la alegerea profilului și specializării a fost susținută de 2246 de candidați, iar procentul de promovare a fost de 68,10%. Dintre aceștia, 22 de elevi au obținut nota maximă. Menționăm că nu au fost eliminați la niciuna din probe, nu au fost eliminați candidați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.
Rata de promovare generală la nivelul județului Vâlcea, adică medii mai mari sau egale cu 6, este de 40,74%. M-am descurcat cât bine și ori, pot să spun eu, din punctul meu de vedere. Notele au fost pe măsură, nici foarte mari, dar nici foarte mici. Nu pot să spun că chiar m-am descurcat. Subiectele au fost destul de ok. Mă așteptam, să spun, sincer, mă așteptam să fie un puțin mai greuț, dar nu pot să zic că a fost foarte ușor. Din ceea ce am văzut, am spune că examenul de bacalaureat va fi mai ușor. În perioada 14 iunie-1 iulie anul curent, vor fi susținute probele scrise, respectiv competențele orale și digitale ale examenului național de bacalaureat, urmând ca pe 5 iulie să fie afișate rezultatele la probele scrise. Între 6 și 9 iulie vor fi rezolvate contestațiile, iar pe 9 iulie 2021 vor fi afișate rezultatele finale. În data de 31 martie, polițiștii din Măldărești au fost sesizați de un tânăr în vârstă de 19 ani din Popești cu privire la faptul că în noaptea de 30 martie ar fi fost sechestrat și agresat fizic de către mai mulți tineri din cauza unor datorii. În fapt, victima s-ar fi întâlnit în comună cu una dintre persoanele bănuite, aceasta cerându-i să meargă pe un islaz pentru a discuta despre o datorie. În locul respectiv se aflau alți trei bărbați care l-ar fi imobilizat pe reclamant, aplicându-i apoi mai multe lovituri, după care i-ar fi dat drumul. În urma investigațiilor efectuate au fost identificați toți cei patru tineri cu vârste cuprinse între 20 și 22 de ani. Polițiștii au fost anunțați de un tânăr de 19 ani din comuna Popești cu privire la faptul că ar fi fost agresat fizic și sechestrat de mai mulți tineri. În urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat patru tineri cu vârste cuprinse între 20 și 22 de ani, fiind dispusă reținerea pentru trei dintre aceștia. Față de unul din suspecții a fost luată ulterior măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, ceilalți doi urmând să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă. Plecând din Râmnic prin Călimănești și Brezoi, se ajunge pe culmile Doabrei, aflate în Parcul Național Cozia, unde primăvara își intră în drepturi. Aici natura oferă cele mai frumoase lecții de geografie, geologie, zoologie, botanică, precum și cea mai prețioasă lecție de viață, respectul pentru mediul înconjurător, la care, din păcate, încă nu am primit notă de trecere. Se spune că într-o călătorie omul își dă seama cât de mic este față de mediu. Și în acest mediu imens, omul, când un fișor de iarbă, cât un puf de păpădie, când o floricică, când o furnică, o albinuță, dar și un țipăt pe care îl scoate din când în când văzând că îi împrimește mediu. Faptul că vedem atâtea aspecte și că parcă e totul imens, este bine. Avem loc aici așa și noi oamenii și plantele și celelalte viețuitoare. Totul este să fim prieteni buni, să ne suportăm unii pe alții, să ne respectăm, să acordăm atenție așa cu noi oamenii celorlalte viețuitoare, așa cum ne acordă ele nouă. Și cred că atunci cu adevărat va fi Edenul, cu adevărat va fi raiul pe acest pământ. Pentru a admira toate frumusețile naturii, este nevoie să parcurgem un traseu nu tocmai ușor, pentru care este nevoie să fim însoțiți de un om al locului care cunoaște toate potecile. E o zonă protejată. Zonele protejate, da. Deci tot în Parcul Național Cozia, o zonă strict protejată, cum spuneați, cu valori naturale deosebite. Deci, așa să trec la liniuțe, deci flora, fauna, hidrologia, geologia, absolut totul formează un complex unitar care lucrează împreună și care trebuie protejat din toate părțile, din toate elementele lor. Un astfel de copac poate să fie un adevărat monument al naturii. Acesta reprezintă o casă complexă pentru o mulțime de viețuitoare. În scorburile acelea, o multitudine de scorburi, da? Își au, cum am spus, lăcașul sau casa, mulțime de animăluțe, vertebrate, nevertebrate, păsărele, insecte. Astfel de copaci trebuie menținuți. Chiar și în zonele unde se fac recoltări de masă lemnoasă, unde se fac exploatări, acești arbori nu se exploatează, nu se marchează, nu se taie. Ei rămân în natură ca să arunce
fructificație, să arunce sămânță pe sol, să crească alți arbori sau să hrănească, cum am spus, animaluțele care sunt sub coronamentul copacului. Iar ce să mai spunem despre valoarea lui, așa, în general. Aerul pe care îl purifică, moderează vânturile periculoase, deci are un rol deosebit. Reține faptul că acești arbori trebuie protejați, pentru că nu este un simplu arbore, este de fapt o mare încrengătură de suflete de viețuitoare care își au siguranța în astfel de arbori. La sute de metri altitudine, timp de numai două săptămâni, de la sfârșit de martie la început de aprilie, pot fi admirate florile de dedițel. Doar natura putea să realizeze această combinație de mov cu galben, care atrage bondarii pentru polenizarea florii, dar și pe turiștii care vor să plece cu o amintire frumoasă de pe munte. Nici vorbă să o culegem, să o ducem în altă parte, pentru că nu se va prinde. Vedem ce habitat este aici. Deci iubește lumina, iubește locul sărăcăcios, pantă destul de mare, pădurea aceasta, cum a spus, de rășinoase sau amestec de rășinoase cu foioase. Specia este deosebit de toxică, da? Deci dacă din prea multă dragoste, știu eu, pune mâna pe anumite părți ale plantei, trebuie să avem în vedere că trebuie să ne dezinfectăm, să ne spălăm foarte bine, pentru că este o specie toxică. De pe culmile Doabrei din Parcul Național Cozia se văd munții Făgărași, munții Căpățânii, Cozia și Brezoiul. Dacă veniți aici în zona asta, mai peste o săptămână, două, trei, când totul înflorește și înfruzește, o să rămâneți mască. Dacă noi am schimbat cât de cât planeta în rău, poate planeta acum se gândește să ne schimbe pe noi în bine. Și poate făcând bine planetei, o să ne țin și noi bine. Depinde doar de noi dacă învățăm lecția predată de natură, aceea de a o respecta și proteja, astfel încât și ea să ne răsfețe oferindu-ne aer curat și sănătate. Pe stadionul din Zăvoiul Vâlcean s-a disputat o nouă partidă în care Viitorul Dăiești, echipament complet alb, a fost din nou gazdă. Este vorba de etapa cu numărul 13 din Liga a 3-a fotbalistică, rundă în cadrul căreia adversara dăieștenilor a fost Gilortul Târgu Cărbunești, cu o pretendentă certă la poziția a doua în clasamentul seriei a 7-a. Prima ocazie a aparținut gazdelor atunci când antrenorul jucător Adrian Popa l-a angajat foarte bine pe Florin Costea, al cărui șut a fost rezolvat cu ceva dificultate de golkeeperul Dragoș Constantinescu, ajutat ulterior și de fundașul Daniel Miroiu. 1-2 reușit între Florian Pârvu și Adrian Popa, după care centralul a considerat că Pârvu a fost faultat de Bogdan Dolcescu și a acordat penalt în favoarea trupei dăieștene. Lovitura de la 11 metri a fost însă irosită de același Florian Pârvu, care a trimis mult peste transversală. La cealaltă poartă, o acțiune prelungită a lui Constantin Roncea l-a pus în poziție bună de șut pe Bogdan Dănăricu, dar balonul a trecut alături. Același Dănăricu s-a aflat la originea primului gol al partidei în minutul 34, atunci când centrarea sa din lovitură liberă l-a găsit la locul potrivit pe Daniel Cocină, a cărui lovitură de cap a deschis scorul în favoarea gorjenilor. La poarta lui Marinoiu și-a încercat norocul și Bogdan Oprișa printr-un șut de la mare distanță, reținut cu ceva emoții de golkeeperul gazdelor. Finalul primei părți a găsit pe dăieșteni în atac. La cornerul executat de Gabriel Precup, balonul a fost deviat până la Florian Pârvu, dar șutul acestuia a fost din nou defectuos. Actul secund a început cu o ocazie uriașă la poarta lui Constantinescu. După centrarea lui Samson, Adrian Popa a întors pentru Florin Costea, dar execuția vârfului de atac al gazdelor nu și-a atins ținta. La cealaltă poartă, Cătălin Afrim centrează bine. Lovitură de cap Constantin Roncea, fără probleme pentru Alexandru Marinoiu. Dăieștenii și-au întețit atacurile. Gabriel Precup i-a pasat perfect lui Florin Costea, al cărui șut din prima a trecut milimetric pe lângă poarta lui Constantinescu. În replică, oaspeții au trecut pe lângă o nouă reușită, atunci când Roncea a scăpat singur, a trimis în forță, dar peste transversală. Lovitură de colț pentru Dăiești, execută Marian Roșianu, lovitură de cap Vlad Mocioacă, fără probleme pentru Dragoș Constantinescu. În minutul 72, Radu Georgescu scoate o lovitură liberă pentru gazde, iar faza ce a urmat ne-a adus aminte de golul înscris de Steaua în deplasare la Eindhoven, în urmă cu 32 de ani. La centrarea lui Gică Hagi, Marius Lăcătuș s-a înălțat spectaculos și a trimis cu capul în
colțul lung, pe arena din Zăvoi, locul lui Hagi a fost luată de Cristi Munteanu. Lăcătuș a devenit Samson, execuția a fost așadar identică și gazdele au restabilit egalitatea. Bogdan Dănăricu a încercat o execuție pretențioasă, dar Marinoiu a fost la post, după care o pasă trimisă prea încet de Munteanu spre propriul portar a fost interceptată de Cocină, dar Cristi Munteanu a revenit și pericolul a fost îndepărtat. Un fault comis în apropierea careului mare al oaspeților i-a adus al doilea galben, urmat de roșu lui Bogdan Dolcescu, și gorjenii au rămas în 10. Așadar, lovitură liberă, execută Cristi Munteanu, balonul întâlnește bara, Florin Coste are șansa golului, dar Cătălin Afrim deviază în corner. O ultimă încercare la poarta oaspeților, lovitură liberă de la mare distanță Cristi Munteanu, dar Constantinescu câștigă duelul cu Florin Costea, astfel că gilortul Târgu Cărbunești obține un punct important în tentativa de a prinde locul al doilea în clasamentul seriei. Da, a fost un meci destul de greu astăzi. Am întâlnit o echipă cu jucători de mare valoare, o echipă care își dorește să tragă acolo sus la primele locuri. Din păcate am condus 1-0, un joc deschis, am avut șansa să facem 2-0, două ocazii mari, din păcate am fost egalați și pe final puteam să pierdem dacă nu reușeam să ne apărăm bine acolo pe final. Pentru noi un punct este foarte important, mergem mai departe. Obiectivul nostru este în momentul de față locul 2, ne dorim să mergem la baraj și nu ne dăm la o parte cu nicio echipă. Deci tenis capă așadar victoria la capătul unui joc în care parcă se putea mai mult. Cu siguranță se putea și mai mult. După un început mai slab din partea noastră, am reușit să revenim, am avut multe ocazii. Din păcate ne-a lipsit puțin șansa, n-am reușit să le fructificăm. Până la urmă e un punct, îl punem acolo în tolba noastră și mergem înainte, ne continuăm drumul. În etapa următoare, gorjenii vor primi vizita liderei, viitorul Schellimber, în timp ce dăieștenii vor juca în deplasare la penultima clasată FC Hermannstadt 2. Cele 18 echipe calificate în faza a doua a campionatului național de handbal al juniorelor 1 au fost repartizate în 3 serii denumite valoare, iar una dintre acestea și-a derulat primele 3 etape la sala sporturilor Traian din Râmnicu-Vâlcea. Reportajul de astăzi vă propune aspecte de la întâlnirea dintre Energetic Râmnicu-Vâlcea în echipament negru și Corona Brașov. Gazdele își trecuseră în cont o înfrângere și o victorie, în timp ce formația de sub tâmpa s-a impus în primele 2 jocuri. După ce echipa oaspete a deschis scorul prin Sarah Darie, oltencele antrenorului Ionel Gheorghe au restabilit egalitatea prin Ingrid Andronache și au preluat conducerea după golul semnat de Alina Grigorie. La poarta gazdelor, Mara Zaharia a câștigat duelul cu Medea Iordan, după care Bianca Neacșu a marcat pentru 3-1. Brașovul avea să restabilească egalitatea după golurile înscrise de Maria Enescu și Alessia Vasu. Enescu a preluat conducerea pentru Corona, Elena Pârcălăbescu a egalat, iar Mara Zaharia s-a opus din nou la aruncarea Medeei Iordan. Cele două formații au înscris pe rând, iar la jumătatea primei reprize, tabela de marcaj indica egalitate la 6, după golul marcat de Elena Pârcălăbescu. Iulia Ghețu, din aruncare de la 7 metri, și Alina Grigorie le-au dus pe vâlcence la 2 lungimi, iar la cealaltă poartă, Mara Zaharia a făcut din nou minuni în fața Nataliei Marin. Ingrid Andronache a semnat un nou gol pentru Vâlcea și scorul a devenit 9-6. Natalia Marin și Medea Iordan și-au adus echipa la un singur gol, după care Ingrid Andronache a mărit avansul pentru oltence. Corona a înscris prin Diana Golanu, iar scorul pauzei 11-9 a fost stabilit de Alina Grigorie. Aceeași jucătoare a deschis seria reușitelor din actul secund, dar brașovencele au egalat la 12 prin Natalia Marin, Medea Iordan și din nou Marin. 10 minute mai târziu, Medea Iordan a egalat la 15, după care brașovencele au fost mai exacte și, la un moment dat, Natalia Marin și-a dus echipa la 4 lungimi, 15-19. Până la final, cele două formații au marcat același număr de goluri, astfel că ultima sirenă a consemnat a treia victorie a Brașovului la turneul de la Vâlcea. Mihaela Zaifăr-Ciobotaru, antrenoarea junioarelor de la Corona, a fost nevoită să se bucure în izolare de succesul elevelor sale. Au fost 3 meciuri foarte, foarte grele, mai ales că am avut antrenoarea care a trebuit să stea acasă, din păcate, din motive medicale. Și ne bucurăm că am reușit totuși să ne descurcăm și fără ea.
Ne bucurăm că am reușit totuși să câștigăm și să iasă bine tot ce ne-am dorit. Pentru mine a fost un turneu destul de dificil, pentru că e grupa valoare totuși, adversarii sunt un pic diferiți, dar mobilizare, am strâns foarte tare rândurile, am avut câteva lipsuri în echipă, probleme medicale și important a fost echipa, în primul rând. A fost un turneu foarte, foarte greu, foarte, foarte, foarte greu pentru noi, pentru că n-am avut-o nici pe doamna noastră antrenoare. N-am avut nici oameni de bază, s-au accidentat, așa. Suntem o echipă, am demonstrat asta, am reușit să o redresăm. Ne-a fost greu, suntem obosite, dar pe viitor o să fie mai bine. De partea cealaltă, cu o victorie și două înfrângeri, oltencele de la Energetic ocupă locul 4 în clasamentul grupei. Pot spune că a primul meci nu ne-am concentrat destul de mult, puteam să avem victoria în mână. Din păcate, ne-am precipitat și acolo și am pierdut șansa. Al doilea meci ne-am concentrat mai mult, ne-am mobilizat și astfel am reușit să câștigăm. Iar în ultimul meci, ambele echipe și-au dorit foarte mult victoria. Am arătat atitudine, motivație. Din păcate, ne-am precipitat pe ultima 100 de metri și astfel le-am oferit șansa. A fost un turneu puțin cu rezultate neașteptate, în afară de victorie. Ne așteptam să câștigăm cel puțin două meciuri. Ne-am luptat și în al treilea meci, în meciul cu Corona, cât am putut. Asta e, atâta s-a putut în meciul acesta. Mai avem un retur, mai avem un turneu cu ele. Sperăm că vom face o surpriză atunci și sperăm că o să avem cel puțin două victorii în retur. Returul acestei faze este programat în perioada 23-25 aprilie, într-o locație care urmează să fie stabilită de Federația Română de Handbal. Campionatul național de handbal al juniorelor 1 și-a consumat primele trei etape din grupa valoare 2 la sala Traian din Râmnicu-Vâlcea. După victorie cu echipa din Media și urmată de înfrângere în fața Coronei din Brașov, oltencele de la Chimia Râmnicu-Vâlcea, pregătite de antrenoarele Nicoleta Lazăr și Daniela Joița, aveau să încheie acest prim turneu în fața unei adversare ce își trecuse în cont două victorii, Sepsi Sfântul Gheorghe. Trupa din Covasna, în echipament alb-negru, s-a impus în dauna formațiilor Energetic Râmnicu-Vâlcea, respectiv Unirea Dobroiești, iar o victorie în fața chimistelor i-ar fi asigurat poziția a doua în clasamentul provizoriu. Oaspetele pregătite de Gabriela Artene au deschis scorul prin Lavinia Florea, iar Ana Maria Stana a marcat golul egalării. Maria Gânjiu a înscris pentru 1-2, după care egalitatea a fost restabilită de Gabriela Istrătie, care a transformat o aruncare de la 7 metri. Ana Maria Samson și Carina Ghinea au marcat consecutiv pentru Sepsi, iar Andreea Coman și Alexia Iordache au făcut același lucru și scorul a devenit 4-4. 10 minute mai târziu, oaspetele s-au dus la 3 lungimi, 8-11, după golul marcat de Lavinia Florea. Pentru gazde a redus din handicap Diana Dincă de la 7 metri, la cealaltă poartă Elena Marica a apărat la execuția Laviniei Florea, iar Dincă a transformat din nou pentru 10-11. Egalitatea a fost restabilită de Andreea Eilincăi, dar oaspetele au avut un final de repriză mai bun, iar Ana Maria Grigore a stabilit rezultatul pauzei, 12-14. În actul secund, covăsnencele și-au menținut avansul de 2 sau chiar 3 goluri, asta până în minutul 46, atunci când Andreea Coman a egalat la 20. Oaspetele au preluat din nou conducerea în urma unei aruncări de la 7 metri, transformate de Iuliana Damian, după care chimistele au întors scorul după golurile semnate de Andreea Coman și Diana Dincă. 5 minute mai târziu, Riana Bârlă le-a adus pe covăsnence în avantaj, 23-24. Alexia Caralicea a egalat din aruncare de la 7 metri, după care Andreea Coman și-a trecut în cont o dublă victorioasă și asta pentru că oaspetele au mai avut resurse pentru un singur gol, înscris de Ana Maria Samson, cea care a stabilit rezultatul final. Chimia Râmnicu-Vâlcea, Sepsi Sfântul Gheorghe, 26-25. În urma acestei victorii, chimistele au urcat pe poziția a doua în clasamentul grupei, la numai 4 puncte în urma liderei Corona Brașov. A fost o victorie importantă, deși a fost cam greu la început. E bine că pe final ne-am motivat și am câștigat. Este o victorie importantă pentru noi. Da, a fost un turneu greu, dar foarte frumos, în ciuda meciului pierdut cu Brașovul. Dar eu zic că am avut un rezultat destul de bun la turneul acesta și o să luptăm mai mult în retur. A fost un turneu foarte greu, dar noi am reușit să ne mobilizăm și să jucăm ca echipă. Și asta a fost.
Urmează returul, ce vă propuneți acolo? Da, ne propunem să câștigăm toate meciurile și să jucăm la fel ca acest turneu, chiar mult mai bine și totul va fi bine. A fost un turneu foarte greu, dar ne-am mobilizat pe final, mai ales cu meciul cu Sfântul Gheorghe. A fost un meci greu, dar cum suntem o echipă și ne-am unit și ne-am dorit foarte mult această victorie, s-a îndeplinit să câștigăm. Ne pregătim pentru retur și ne dorim victoria neapărat cu Corona. Vrem să reglăm chestia asta. Am avut înfrângere cu ele, din păcate, după ce am condus tot meciul și vrem victorie cu ele în cea de-a doua parte. De partea cealaltă, Sepsi Sfântul Gheorghe a coborât pe poziția a treia la două puncte în urma Chimistelor. Da, a fost un turneu destul de dificil. Toate echipele își doresc să ajungă în turneul final. Din păcate, acest meci, deși l-am condus, l-am pierdut pe final de joc, dar sperăm că în retur să ne luăm revanșa. A fost un turneu greu, niște echipe puternice, pot să zic. Chiar am luptat foarte, foarte mult. Ne-am dorit până în ultimul moment, chiar am crezut că putem egala și în ultimul meci, chiar acum cu ultima fază. Greu, greu, dar se poate. Următoarele trei runde din această fază a competiției sunt programate în perioada 23-25 aprilie. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare cu Antena 3 Vâlcea. Weekend extraordinar să aveți în continuare.